Salutare, salutare, oameni buni și bine ați venit pe canalul meu de YouTube, Hai la drum! Eu sunt George, iar astăzi vă propun să mergem într-o călătorie în apropiere de București, mai precis la Palatul Domnitorului Constantin Brâncoveanu de la Podlogi, deci din comuna Dâmbovițeană Podlogi, o distanță de aproximativ 50 de kilometri de București. Haideți la drum, haideți cu mine să descoperim această minunăție arhitectonică de artă medievală, care păstrează nealterate înfățișarea și dimensiunile inițiale. Am ajuns și la Palatul Brâncovenesc de la Podlogi, construit de Constantin Brâncoveanu în anul 1698 pentru fiul său, cel mare Constantin. Ne aflăm chiar la intrarea de la Palatul Brâncovenesc de la Podlogi. Am găsit aici parcare gratis pentru mașină, Wi-Fi gratis. Obiectivul turistic se găsește chiar în apropierea primăriei de la Podlogi, vis-a-vis de primăria de la Podlogi, chiar în centrul comunei Podlogi. Haideți să vedem ce găsim în interiorul acestui palat și ce ne poate încânta aici. Haideți cu noi! Avem curtea de primire sau curtea de onoare. Asta e cea mai mare, da. Curtea de primire. Pe partea vestică, curtea slujitorilor și grădina de legume. În spatele brasteriei pe care am vizitat la sfârșitul turului se aflau grajdurile. Iar pe partea nordică avem grădina de trandafiri a Domnitorului. Și chiar erau trandafiri acolo? Chiar erau, da, da. Și acesta am înțeles că este făcut pentru, l-a făcut pentru fiul său. Da, l-a construit în 1698 pentru Constantin, care era și prezentivul urmaș la tronul țării. Din păcate, s-au bucurat doar 16 ani de acest palat, pentru că în 1714 au venit turcii în căutarea aurului și l-au distrus aproape în totalitate. Și, rămas, și da, după aceea, când a fost refăcut? Sau? După 250 de ani. În 1954 a început prima restaurare, până în 1979. Dar el era totuși pus strategic, am înțeles, aici, fiindcă era în calea drumului care ducea de la Târgoviște, da, la București sau, da, la Craiova, nu? Podlogiu a fost ales pentru că se afla la jumătate distanță dintre Târgoviște și București, acolo unde își avea reședințele permanente. La București reședința de iarnă și la Târgoviște reședința de vară. Tot ce s-a mai păstrat din palatul original, avem pisania de deasupra, unde este specificat cu caractere chirilice, că palatul a fost ridicat în al 10-lea an al domniei lui Brâncoveanu, ispravnic al lucrărilor de edificare fiind un boier de încredere de la Curbii Mari, Mihai Curbeanu. Cele două capiteluri de coloane sunt originale și părțile întunecate de pe pereți și aceste stucaturi incomplete, pe care puteți observa și în interior. Mm-hmm. Aici suntem în sala de ospețe, aici unde vă spuneam că se ospăta Brâncoveanu împreună cu boierii de fiecare dată când acesta poposa la Podlogi. Aici se consumau cele 72 de feluri de mâncare, iar un obicei al vremii era ca farfurile nici măcar să nu fie strânse de pe masă, ci se formau mormane atât de înalte, că la sfârșitul spuțului, chiar stând în picioare, nu se mai puteau vedea unul cu celălalt. Și toate acestea sunt refăcute, nu e nimic? Obiectele de noastră sunt în perioada brâncovenească, împreună cu tablourile de fiecare încăpere, fac parte din colecția personală a unui fost profesor universitar, Silviu Angelescu. Iar veșmintele de acolo sunt specifice? Da, avem, dar sunt replici, costum de boier, costum de domniță, o replică de caftan cu Brâncoveanu. Caftanul era o piesă de vestimentație foarte importantă pentru aceștia, reprezenta simbolul învestirii la tronul țării și era confecționată doar din materiale foarte scumpe, cusute cu fire de aur și argint. Și blana, bineînțeles, era una naturală, iar aceste două costume sunt autentice. Cancelaria domnească, aici toți pereții sunt decorați cu aceste stucaturi, care aparțin stilului oriental și stilului renașterii italiene târzii. În ele regăsim
Ce tron! Chiar așa de impunător era și atunci? Și acestea erau scaunele pe care stăteau boierii, da, bănuiesc. Sunt doar 4, trebuie să fie număr de 13, deci reprezintă sfatul domnesc. Aceste pene, bineînțeles că nu existau, ei trebuia să stea atenți și drepți în fața domnului. Și lada aceasta ce este? Este o lanță. A, și aici stăteau cum ar veni la povești, nu? Da. Da. Original este? Da, original este geam masiv cu roți din lemn. Este considerat un fel de strămoș al unui prole modern. Deci are peste 300 de ani acesta. Da. Și dulapul de asemenea original din 1730. A, chiar scrie pe el. Aveau și sobă? Nu, sobele au fost adăugate de decor la prima restaurare. Am înțeles. Mă și miram atunci, cred că nici nu s-a inventat. Pe vremea lui Brâncoveanu, încălzirea se făcea prin pereți și paradoxal. Da? Pentru sistem de tuburi circulare din ceramică. Și prin paradoxal? Da. La ce bestețe erau ăștia? În partea stângă și în partea dreapta a palatului erau două cuptoare. Acolo se făcea focul și tot aerul circulă prin aceste conducte, le spunem așa, și se încălzea toată clădirea. În partea superioară puteți observa umblătoarea sau turnul de aer. Am înțeles. Dar de ce îi spunea umblătoarea? De la a umbla, umbla aerul. A, acolo în dreapta? Da. Uh-huh. Inițial, pe fiecare latură a palatului exista cât o scară din lemn pentru a facilita accesul spre curte și spre grădină. Uh-huh. Doar că la restaurare au fost adăugate doar două din piatră, cea pe care am urcat noi pe fațada sudică și mai este încă una pe fațada estică înspre apartamentul domnului. Uh-huh. Suntem în camera chelarului. Chelarul fiind? Chelarul era cel care ținea cheile când se afla domnitorul la echipe pe administrator. Chelar? Da. Ce înseamnă administrator? Ce care ține cheile de la toată această cameră era prepozită cu astfel de poliție și cu dulapuri, între obiectele de preț din palat erau depozitate, cele mai valoroase dintre ele fiind chiar ferecate în lăzi. Iar sub picioarele noastre a existat și o trapă secretă care ducea la tainiță. Unde acestea erau păstrate. Turcii când au venit aici în 1714, atât de bine era camuflată tainița, că inițial nu au găsit-o. Care era indiciul lor, sau mai bine spus informația divulgată de cineva din interior, comoara este în ușa cu palatul. Ce fac turcii? Bombardează palatul cu tunuri, îl incendiază și pe logia de jos se vor săpa un tunel. Și au ajuns la tainiță. Cu ce au găsit aici la Potroci și în alte reședințe, pe la Târgov și de București, Măgușoara, au adunat 40 de cai pline cu bogății. A, deci le-au găsit până la urmă. Da. Le-au luat la Constantin. Am înțeles. Camerele copiilor? Da, camerele copiilor. Aici suntem în camera copiilor, cealaltă dată este camera băieților. Deși, în unele documente ale temiei, este specificat că aici trebuia să fie, de fapt, camera doamnei, trebuind să fie diametral opusă față de cea a domnului. Partea dreaptă de partea mamei acesta se făcea din Cantacuzin, o familie de băi foarte bogată și influentă, în partea stângă, din partea tatălui, din Masaraci. Constantin
tatăl când avea un an. Tatăl s-a fost omorât la București, în răscoala seinilor și a bărbanților, într-un grup de mercenari sârbi. Bunicul va fi asasinat și la Târgoviște câțiva mai târziu, în cadrul unui născuț, și el va rămâne astfel în grijă mamei, stanca tanta cuzinul și în fraților ei. Dar, din păcate, Constantin, tanta cuzinul stolnicul, pe care îl considera cum Covenant că avea propriul său tată, a fost și cel care l-a trădat. El împreună cu fiul Ștefan, care a și urmat la tronul Brâncoveanu pentru 2 ani. Doar că soarta lor a fost una asemănătoare. Brâncovenii sunt decapitați în 1714, Constantin Cantacuzino Stonicul împreună cu fiul vor fi spânzurați tot de turci acuzați de trădare, 2 ani mai târziu. Da. Și aici la camera 2. A, și expoziția. A, expoziția este aceasta, ipostaze ale feminității secolele 15-19. Sunt evocate femei din trecut, celebre sau mai puțin cunoscute. Avem aici o ținută legală din 1900, o rochie din data neagră, și m-am tot realizat la comandă pe care vin tot aici. Apoi este reprezentată prințesa mea din Antia Scuza, familie Bolivie din Moldova. Tragedia Brâncovenilor va începe pe 24 martie, când este trimis la București Mustafa Aga. Era prietenul lui Brâncoveanu și de aceea nu a primit nimic din ceea ce urma să-i se întâmple. Se pune pe umăr năframa neagră, era simbolul mansilierii, îl declară hain, e îndepărtată la domnie, arestat împreună cu familia și cu cele 40 de care bine cu bogății pleacă la Constantinopol. După o călătorie de 3 săptămâni ajung acolo și vor fi aruncați în cea mai de temut temniță, la Edicule, unde au fost torturați luni la rând pentru a spune unde se află restul averilor. Au fost tăiați pe mâini, pe picioare, arși cu firul încins, pe cap și pe tot corpul și împinși pe rătică, acolo vor fi așezați în genunchi, îi se permite să spună fiecare cât o scurtă rugăciune și se va începe decapitarea care a durat 15 minute, conform documentelor vremii. Ianache Păcărescu va fi primul decapitat, apoi băieții, de la cel mai mare, Constantin avea 31 de ani, Ștefan 29, Radu 23 și Mateiaș 12. El va fi și cel care se va teme și va cere îndurare sultanului. Îl aude Brâncoveanu și îi spune, decât să trăiești păgând mai mulți ani pe pământ, mai bine mor creștin. El prinde curaj și spune, vreau să mor creștin. Lovește. Capetele împreună cu trupurile vor fi apoi aruncate în Bosfor, niște pescarii creștini le vor recupera, le vor depune la o mănăstire, unde făcuse mai multe donații domnitorul și abia cu mare efortul în 1720 reușește doamna Maria să ducă osemintele în țară. Dintre cele 7 fete au mai trăit doar 5, Maria va muri de ciumă în 1697 la Constantinopol, Stanca va muri în același an cu ei, dar cu câteva luni mai devreme. Doar că în timpul agoniei aceasta a avut o viziune și își vede toată familia înlănțuită, exact așa cum s-a întâmplat. Din partea fetelor avem peste 200 de urmași, cele 5 fete s-au căsătorit, unele dintre ele au avut urmași. Din partea băieților, ultimul descendent îl avem pe Grigore Brâncoveanu, care se stinge în 1832. Soția sa, Safta, va construi câțiva ani mai târziu, în București, Spitalul Brâncovenesc, care era destinat celor săraci. Din păcate, va fi dărâmat de soții Ceaușescu în 1984. Aici suntem în sala de mese a doamnei. Aici se ospăta separat doamna împreună cu domnițele și cu jupânesele, cu soțiile boierilor. Aici intrăm în cramă, cum ar veni. Când palatul a fost distrus, pifnița rămâne în picioare pentru că vejurilor este îngropată în pământ. Sunt originale de la construcția palatului din 1698. Modificarea majoră a fost adusă însă la nivelul pardoselii, când la prima restaurare a fost ridicată cu 1,80 m din cauza infiltrațiilor de apă. Bănuiesc că temperatura se menține constantă. Și astăzi e folosită și pe post de... Da, o folosim
Chiar și în decembrie o plimbare prin grădina Palatului de la Potloci este o încântare. Ia uitați cum arată acești arbuști ornamentali frumări acum în decembrie. Să rămână. Era ceva mai de lux asta. Da. Varianta suferită, varianta de capotabil, în funcție de anul timp. Am înțeles. Popoftesc în bucătărie. Crema lui Brâncoveanu era construită din cărămidă în întregime și denumită pe interior. Ce e cam din vremea aceea sau sunt din toate... Din vremea aceea, din păcate, nimic aici, doar acel gulap de colț și măsura că doar o continuă în evenimentele cele mai importante se găteau până la 72 de feluri de mâncare. Păi înțelesesem că era o problemă, de exemplu, iarna se răcea mâncarea până acolo, nu? Da, tot timpul. Acesta era principal motiv de nemulțumire al boierilor. Bucătăria era plasată atât de departe de palat pe tema incendiilor. Curtea Palatului de la Potloci este mărginită de acest pârâu, râu înghețat acum și atmosfera aceasta de vis. Chiar este încântător să te plimbi în grădina Palatului acum în decembrie. Uitați cum arată copacii. Avem și câteva băncuțe pe malul opus. Foarte frumos, chiar dacă este frig, merită să faceți o călătorie aici la Potloci. Un loc mai puțin cunoscut, dar care rivalizează cu mult mai cunoscutele palate de la Mogoșoaia sau cel de la Buftea. Foarte frumos. Chiar dacă este sfârșit de decembrie și este foarte frig afară, o călătorie aici la Potloci, în comuna de Moviteană Potloci, unde se află Palatul Brâncovenesc, Palatul domnitorului Brâncoveanu, Constantin Brâncoveanu, construit în 1698 pentru fiul său cel mare Constantin, merită din plin. Nu doar palatul vă va încânta aici, ci și grădina, ci și împrejurimile acestea magice care îmbracă haine de iarnă. Acești copaci, acest pârâu, apele acestea minunate, acum înghețate în mare parte, dar și grădina, chiar dacă nu este ca în anotimpul verde, chiar dacă nu este ca primăvara, este frumos să vă plimbați pe aici, să vă încărcați cu multă energie, să uitați de stresul orașului, de stresul cotidian, de problemele zilnice și să veniți aici să vă plimbați, să vă bucurați de această clipă de istorie pe care o puteți trăi la Potloci, în comuna de Moviteană Potloci, la doar 50 de kilometri de București. Vă invit așadar să veniți aici.
Încheiem aici acest vlog de călătorie din curtea interioară a Palatului Brâncovenesc de la Podlogi. Iar dacă v-a plăcut videoclipul meu, nu uitați să dați like și subscribe canalului de YouTube Hai la Drum. Până data viitoare vă doresc să fiți fericiți, dragilor, fiindcă meritați. Sărbători fericite și să ne vedem cu bine în noul an. Hai la drum!